În vremuri nu foarte îndepărtate, stațiunea Hunedoreană Vața Băii era un veritabil magnet pentru turiști, fie pentru destindere, fie pentru tratament. De mai bine de 15 ani însă, stațiunea a rămas doar o amintire, dar sunt speranțe ca în curând Vața Băii să revină în circuitul turistic. Locația a fost preluată de un investitor privat și în perioada următoare vor exista discuții între acesta și conducerea județului Hunedoara pentru stabilirea unui plan de dezvoltare a stațiunii. Legat de stațiunea Vața Băi, care mai este stadiul acestei, cel puțin din punct de vedere juridic? Juridic a fost preluată de către un investitor privat. Vom avea o întâlnire în imediata apropiere a timpului și vom face public tot ceea ce înseamnă programul de dezvoltare al stațiunii Vața Băi. Istoria post-revoluționară a stațiunii este una sinuoasă. După 1990, valoroasa bază de tratament și de petrecere a timpului liber a intrat în patrimoniul unei structuri de siguranță națională. Apoi, în contul unor datorii, a fost transferată către un operator de telecomunicații autohton, care a trecut prin mai multe procese de privatizare păguboase, iar situația juridică a stațiunii este incertă. Acum însă situația pare a se fi clarificat și există toate premisele pentru ca stațiunea să revină în circuitul turistic. În plus, comuna Vața de Jos, care găzduiește stațiunea, mai are și alte obiective interesante, cel mai cunoscut fiind Casa Naturală a Arhimandritului Arsenie Boca, supranumit și Sfântul Ardealului. Iar un alt element care nu trebuie neglijat este faptul că în comuna zărândeană sunt numeroși instrumentiști de valoare în frunte cu taragotistul Perabuls, declarat tezaur uman viu al UNESCO, care sunt reuniți în celebrul taraf de la Vața.